Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălina Pălimaru. În întâlnirea noastră de astăzi vă punem din nou în atenție tema Calea Sfințeniei, acea cale care, prin nevoință și Harul Sfințitor, ne duce la Dumnezeu. Această cale a dat sfinți, pe care îi găsim consemnați în calendare. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit! Bine v-am reîntâlnit! Părinte Arhimandrit, Dumnezeu este sfânt, cum am spus în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni. Cine constată sau stabilește că un om este sfânt? În primul rând, există o percepție din partea poporului credincios. Acest lucru s-a întâmplat dintotdeauna. Poporul a fost cel care a avut prima inițiativă în ce privește simțirea sau recunoașterea sfințeniei unei persoane plecate din viața aceasta. Și abia după aceea, să zic, cazul respectiv a fost analizat și de biserică prin organismele ei abilitate cu aceasta și care, până la urmă, a adus în final la recunoașterea publică și oficială a sfințeniei cuiva. Sau poate că uneori au fost și cazuri în care a fost infirmată sfințenia cuiva care se baza doar pe evlavia populară. Dar, în primul rând, deci, poporul credincios a fost cel care a avut acest simțământ al sfințeniei vieții unei persoane trecute poate de curând sau mai de mult în veșnicie. În ce constă un proces de canonizare? Poporul are acest simțământ, dar recunoașterea oficială a sfințeniei unui om o va face biserica printr-un anumit proces care este de durată și amplu. În ce constă acest proces? Ce presupune el? De obicei, mă refer la zilele noastre. Deci după ce există această manifestare a evlaviei populare față de cineva, apoi centrul eparhial, din eparhia unde a trăit respectiva persoană care este considerată sfântă, este cea care face, să zic așa, primele cercetări asupra vieții acelei persoane. Și după aceea, adică în urma acestei anchete, să zic așa, sau ca urmare a acestei cercetări, se întocmește un dosar care după aceea se înaintează Sfântului Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române. Și apoi după aceea, acolo în Sinod se fac alte studii și pe baza acestora Sfântul Sinod acceptă sau respinge canonizarea, adică recunoașterea oficială și publică a respectivei persoane ca și sfânt. Prin urmare, acest gest, acest act, acest proces, să spunem așa, este de competența sinodului, dar la rândul lui sinodul are în spate o echipă de cercetători, de oameni abilitați să analizeze asemenea fapte, aceste gesturi, din perspectiva credinței, a doctrinei. Se iau în cauză anumite criterii, probabil. Da. Dacă la început, să zic așa, adică mă refer la începuturile creștinismului, aceste recunoașteri au mult mai simple sau simplificate, pentru că, de fapt, primele canonizări au constat în recunoașterea sfințeniei martirilor, acolo unde, sigur că sfințenia era cât se poate de evidentă, din moment ce sfântul respectiv și-a dat viața pentru Hristos, și canonizarea nu însemna altceva decât înscrierea respectivului martir în catalogul sau canonul sfinților locali. După aceea, biserica locală comunica și celelalte biserici, surori, și așa se întocmea până la urmă în marile centre bisericești canonul sau catalogul sfinților care ajungeau să fie după aceea recunoscuți și venerați în toată biserica. Dar cu timpul, așa cum am spus, acest proces s-a amplificat, pentru că nu întotdeauna, cum am spus, nu în toate cazurile sfințenia cuiva putea să fie foarte clară și evidentă. Așa cum ați amintit, era foarte important în recunoașterea sfințeniei cuiva și mărturisirea dreptei credințe. Și atunci, bineînțeles că acest lucru trebuia verificat dacă persoana respectivă a mărturisit în toată viața lui credința adevărată, credința bisericii. Și mai erau și, bine, și alte lucruri, mai ales când e vorba de sfinți care au ajuns la pragul sfințeniei, deci nu printr-o moarte martirică, ci prin alte nevoințe. Și atunci, deci, biserica încet, încet și-a stabilit niște criterii pe baza cărora recunoaște sfințenia cuiva. Aș aminti aici, deci, câteva, să zic așa, semne ale sfințeniei. Deci primul, așa cum am amintit deja, primul semn al sfințeniei era moartea martirică, adică capacitatea de jertfire chiar și a vieții pentru credința în Hristos Dumnezeu. Al doilea semn al sfințeniei era mărturisirea neînfricată a dreptei credințe, adică o persoană care nu ajungea până la, să zic, punctul maxim al mărturisirii, adică cel prin moarte, ci doar că pentru credință avea de suferit chinuri, batjocuri, exil, deposedarea de bunuri și multe alte lucruri, dar care și această persoană, deci, era capabilă să-și mărturisească credința indiferent de ceea ce avea de pătimit sau de suferit pentru credință. Al treilea semn al sfințeniei era cu siguranță viața acelei persoane, adică viața trăită în curăție, în sfințenie, în asceză sau, cu alte cuvinte, o viață pe cât e posibil omenește, lipsită de păcate grave. Sau cum zice un scriitor filocalic, că păcatele drepților sunt în jurul buzelor, adică chiar și drepții pot greși și spune deci că păcatele drepte sunt în jurul buzelor, pe când ale păcătoșilor izvorăsc din tot trupul. Deci, al treilea semn, deci era viața curată sau sfântă. Apoi, un alt semn al sfințeniei era facerea de minuni, adică tocmai ca urmare sau ca și consecință a vieții curate, a vieții trăite în sfințenie, Dumnezeu îi binecuvânta pe acești oameni cu harisma facerii de minuni. Aceste minuni erau săvârșite uneori și în timpul vieții, dar și după moarte. Apoi, al cincelea semn al sfințeniei ar fi lupta pentru apărarea dreptei credințe. Pentru că știți că de mai multe ori, sau chiar de foarte multe ori, în decursul istoriei bisericii, credința adevărată, credința dreaptă, a fost atacată de tot felul de erezii sau de alte lucruri. Ori acești oameni pe care îi putem numi eroi ai credinței, adică care s-au luptat pentru mărturisirea dreptei credinței și pentru apărarea ei în fața celor ce o atacau, deci acești oameni au fost socotiți sfinți pentru faptul că numai înzestrați sau întăriți de Harul lui Dumnezeu puteau să aibă această râvnă, această putere de a se înscrie pe frontul acestei lupte de apărare a dreptei credințe. Apoi, un alt semn al sfințeniei este ortodoxia credinței, deoarece la sfințenie nu se poate ajunge decât pe baza unei credințe corecte, unei credințe adevărate, unei credințe drepte. Și de aceea, deci, să zic așa, poate că primul temei al sfințeniei este tocmai ortodoxia credinței. Și un ultim semn al sfințeniei, deși acesta nu este valabil în toate cazurile, este nestricăciunea trupurilor sfinților și răspândirea de bună mireasmă. Deci acest semn nu este valabil pentru toți sfinții, decât pentru unii sfinți care, după moarte, li s-au descoperit trupurile nealterate, deci nestricate și mai mult decât atât, chiar răspândind o bună mireasmă, un miros plăcut și asemănător cu cel al mirului. S-a putut însă, să zicem, genera și un proces invers. Din întâmplare să se găsească trupul nestricat al vreunui sfânt sau al vreunei sfinte, al vreunei persoane cu viață deosebită sau cel puțin al unui om pe care l-ai cunoscut mai mult sau mai puțin. Ei bine, plecând de la această realitate, mergând pe firul vieții omului să se afle ce fel de viață a trăit acel om. S-a întâmplat acest lucru recent, în secolul 20, cu un preot de prin Elveția. Se pare că a murit cu boli foarte grave și trupul lui vărsa mire efectiv și a fost canonizat. E un sfânt preot de prin Elveția, un sfânt ortodox. Constatând realitatea aceasta a unui trup nestricăcios și zvorător de mir, să spunem așa, autoritățile bisericești au cercetat cazul, viața acestui om și și-au dat seama că a trăit o viață sfântă și retroactiv, privind lucrurile, l-au canonizat. Poate fi un criteriu așadar, dar da, în anumite cazuri, da, numai. Pentru, da, că neputrezirea poate să aibă și alte cauze. Da, și de asemenea, deci nu toți cei care și-au sfințit viața au primit de la Dumnezeu și acest dar special de a le rămâne trupurile neputrezite. Poate avea o seminte obișnuită pentru, exact, ceilalți, da, dar ei sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu și biserica cinstește chiar dacă au o seminte efectiv. Motiv pentru care totuși biserica se îngrijește de aceste relicve, le pune la un loc de cinste, sunt venerate pe baza vieții acelui om. Chiar dacă ele nu sunt răspânditoare de mireasmă, poate nu sunt făcătoare de minuni, dar în virtutea vieții acelui om, noi cinstim aceste relicve și le punem la loc de cinste în biserică. Prin urmare, există în biserică acest cult al relicvelor, al moaștelor, din perspectiva vieții omului sfânt. Da. Noi credem că, de fapt, oamenii sfinți, oamenii care și-au sfințit viața, au fost oameni purtători de Duh, purtători de har și că acest har nu privește doar sufletele lor, ci și trupurile, în așa măsură încât, deci prin trupurile lor, uneori Dumnezeu a făcut anumite minuni și avem o relatare chiar în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, despre Sfântul Proroc Elisei, care, dacă am citit acolo despre el, știm câte minuni a făcut în timpul vieții. Dar ne spune Cartea a Patra a Regilor că trupul lui, osemintele lui de fapt, au făcut minuni și după moarte. Și se spune că deci după ce a adormit, a fost îngropat așa cum se obișnuia la evrei pe vremea aceea, ca cadavrul să fie pus într-o mică peșteră, într-o grotă și pe aceea gura peșterii să fie astupată. Și acolo, bineînțeles, și datorită climei foarte calde și uscate, trupul se descompunea într-un an, poate și mai devreme. Și se spune că, deci după moartea prorocului Elisei, statul evreiesc nordic, regatul de nord al lui Israel, fiind invadat de niște triburi din acestea barbare, vecine, s-a întâmplat că odată când un grup de bărbați evrei așa voiau să îngroape un alt mort, un alt trup, au apărut aceste bande de jefuitori. Și atunci ei de frică, pur și simplu s-au gândit să arunce trupul celui mort în cea mai apropiată peșteră. Și era tocmai peștera în care pusese îngropat Sfântul Proroc Elisei. Și aruncând-i trupul, s-a atins de trupul descompus al Sfântului Proroc Elisei și în momentul acela mortul a înviat. Deci este, să zic așa, prima minune pe care ne-o realizează Sfânta Scriptură, referitor la faptul că până și osemintele sfinților adormiți pot să săvârșească minuni. Și deci trupurile sfinților păstrează chiar și după moarte puterea harului care a sălășluit în trupul acelui sfânt. De aceea, deci, noi cinstim sfintele lor moaște, chiar dacă unii ne condamnă, pentru că, de fapt, nu înțeleg lucrul acesta, că harul dumnezeiesc poate fi păstrat în trupurile celor care au dus o viață bineplăcută lui Dumnezeu, chiar și după ce au murit. Părintele Arhimandrit Samuel, un om, o persoană este, să spunem, canonizată după ce se parcurge acest proces amplu și va fi, la un moment dat, recunoscut public, oficial, printr-o anumită ceremonie. Îi spunem canonizarea cutărui sfânt. Se face într-un mod solemn, se săvârșește ultimul parastas pentru pomenirea lui și din momentul acela biserica îi se adresează în rugăciune. Devine o persoană care mijlocește pentru noi, căreia îi ne adresăm în rugăciune. Dar acea persoană sau cultul acelei persoane este local în prima fază, în primul moment. Cum devine răspândit la nivel universal cultul unui sfânt? Din moment ce la început el este unul local. Acum spuneam că, de exemplu, canonizările sfinților nu se mai fac, să zic așa, în primul rând local, și acum mă refer, când spun local, la eparhie, ci, aș zice, la nivel de biserică ortodoxă autocefală. Adică fiecare biserică ortodoxă autocefală, pe baza studierii cazurilor în fiecare în parte, ajunge la proclamarea sfinților care au trăit pe teritoriul canonic al acelei biserici autocefale. Dar după aceea, Sfintele Sinoade sau întâi istoria acestor biserici autocefale comunică actul canonizării tuturor celorlalte biserici ortodoxe surori. Putem spune de fapt că din moment ce o biserică ortodoxă autocefală proclamă sau recunoaște sfințenia cuiva, automat că poate fi cinstit de toți ortodoxii. Totuși, cum am spus, după ce are loc canonizarea pe plan local, adică în cadrul unei biserici autocefale și în urma comunicării acestui act de canonizare, după aceea, iarăși fiecare sinod al fiecărei biserici autocefale în parte va înscrie și în propriul calendar pe sfinții nou canonizați. Așa cum am văzut, de exemplu, că s-a întâmplat și la noi în ultimul timp, de exemplu, să fie recunoscuți și să fie înscriși în calendarul bisericii noastre, de exemplu, Sfântul Cuvios Iosif Isihastu, care a fost canonizat de către Patriarhia Ecumenică, sau Sfânta Matrona din Moscova, canonizată de către Sinodul Bisericii Ruse, sau Sfântul Porfirie Kavsokalivitul și alți sfinți. După ce criterii? De ce unii da, alții nu? În primul rând, cred că Sfântul Sinod se orientează și după evlavia pe care o au acești sfinți în sânul poporului. Pentru că, vedeți, mai sunt vremurile de acum, cu toată literatura aceasta religioasă, domnicească, care se publică acum, cărți și chiar și pe internet, atâtea mărturii și articole despre acești sfinți pot fi foarte repede recunoscuți și de alți confrați ortodoxi. Să ne amintim, de exemplu, de Sfântul Paisie Aghioritul sau Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, care înainte de a muri sau chiar după moarte, deja li s-au tradus operele și în limba română și deja ortodoxii din România deci știau de cine a fost Sfântul Paisie Aghioritul și Sfântul Porfirie, fără să fie încă canonizați în mod oficial de biserica din care au făcut parte. Ei, atunci când au mai fost și canonizați de biserica din care ei făceau parte, era firesc ca și sinodul bisericii noastre, știind că poporul nostru deja este familiarizat cu acești sfinți, să-i treacă și în calendarul bisericii noastre. Într-un fel, vedeți, prin multitudinea acestor lucrări, acestor cărți publicate despre ei, poporul îi cunoștea cumva în duh, avea o relație cu acești oameni lui Dumnezeu, probabil li se și adresa poporul în rugăciune. Poporul însuși, chiar român, aștepta acest moment al canonizării, mă gândesc și la cuviosul Sofronie. De aceea, din moment ce ei se adreseau acestor părinți în rugăciune, canonizarea a venit în mod firesc și faptul că au fost puși în calendarele noastre este un fapt cât se poate de firesc. Mai mult decât atât, vedeți, în vremurile noastre avem posibilitatea să efectuăm atâtea pelerinaje la locurile unde s-au nevoit. Credincioși și cultivau și cultivă această evlavie și e firesc să regăsească prăznuirea lor în calendarul bisericii noastre, măcar că n-au fost sfinți care au petrecut pe pământul țării noastre, ci au fost sfinți canonizați de o altă biserică autocefală, dar devin, iată, sfinți universali. De aceea și astăzi merg românii să se închine la Sfântul Nectarie, la Sfântul Iacob Salichis, la atâtea locuri în spațiul ortodox, unde au, să zicem, cunoștință de acești sfinți și îi iubesc. Mai puțin însă cu sfinți de pildă de prin Georgia, să zicem, sau chiar Serbia, nu mai vorbesc de Bulgaria, mai puțin cunoaștem sfinții acestor zone. Da, pentru că până acum, deci nu știu, nu s-a gândit nimeni sau, deci n-a avut nimeni inițiativa de a-i face cunoscuți. Prin traducerea cărților care cred că cu siguranță există, deci cărți despre ei în limba sârbă sau în limba bulgară sau în limba georgiană, mă refer la sfinții lor locali. Ori aceste cărți despre viața și faptele și credința și minunile lor trebuie traduse și în limbile celorlalte popoare ortodoxe, pentru ca prin aceasta să afle despre ei cât mai mulți oameni. Mă gândesc acum la Sfântul Sofronie Saharov, că atunci când el a publicat, pe când era în Franța, la puțin timp după ce părăsise Atosul, și a publicat scrierile Sfântului Siluan Atonitul, imediat cartea a început să fie tradusă, Sfântul Siluan a scris în limba rusă și imediat a fost tradusă în franceză, în engleză, în germană și în alte limbi, așa încât până și neortodoxii au aflat despre învățătura atât de minunată duhovnicească a Sfântului Siluan și au ajuns să-l cinstească, în primul rând, în forul interior al inimilor. Se poate să fi contribuit această carte cuviosului Sofronie mai târziu la canonizarea Sfântului Siluan? Eu cred că a contribuit într-un mod esențial sau fundamental. Cred că dacă Sfântul Sofronie n-ar fi făcut acest lucru, poate și acum Sfântul Siluan ar fi rămas un sfânt necunoscut. Pentru că, trebuie să spun că, din păcate, confrații lui din mănăstirea Sfântul Pantelimon sau Rusikon din Sfântul Munte nu i-au predat multă importanță. Așa cum de multe ori se întâmplă că mai repede vedem pe cei din afara noastră decât pe cei din interior, pe cei de aproape, pe care socotim că fac parte dintre noi, sunt oameni ca și noi, sunt oameni obișnuiți, exact. Și, de fapt, tocmai publicarea scrierilor Sfântului Siluan și apoi și cartea pe care Sfântul Sofronie Saharov a scris-o despre, sau, cum să zic, căutând să expliciteze anumite lucruri pe care le-a scris Sfântul Siluan, a dus la canonizarea lui de către Patriarhia Ecumenică, pentru că trăind în Sfântul Munte, știți că Sfântul Munte face parte din teritoriul canonic al Patriarhiei Ecumenice. Și tocmai pe baza acestor scrieri ale Sfântului Siluan, în actul de canonizare a lui, el este numit dascăl apostolic și profetic. O expresie care mi se pare ceva foarte înalt, ca un sfânt care a trăit la atâtea de ani după apostol să fie numit dascăl apostolic. Aici se arată că Patriarhia Ecumenică a recunoscut în scrierile acestui om cuvântul lui Dumnezeu, inspirația Duhului Sfânt în aceste scrieri. Însă, Părinte Arhimandrit Samuel, ce se întâmplă cu acești mulți alți sfinți necanonizați, nerecunoscuți, rămași anonimi, care poate vor fi trăit și la Rusikon, și în alte părți din Rusia, poate și în România? Cu ei ce se întâmplă? În primul rând aș zice că pe unii poate îi va descoperi Dumnezeu, nu știu, la timpul potrivit, pentru că au mai fost astfel de sfinți care n-au fost canonizați, adică n-au fost recunoscuți la scurt timp după adormirea lor în Domnul. Mă gândesc, de exemplu, la Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din Grecia, care s-a aflat despre el la, nu știu, 500 de ani, exact. Sau sfinții, iarăși mucenici, tot din Grecia, din insula Lesvos, Rafael, Irina și Nicolae, tot așa, căror moaște s-au descoperit și moaște, și apoi pe baza moaștelor s-a descoperit și cine au fost acești sfinți. Și multe alte cazuri de sfinți care au fost descoperiți și recunoscuți după câteva sute de ani. Însă, poate că unii nu vor fi niciodată descoperiți sau recunoscuți, de aceea biserica, să zic așa, în înțelepciunea ei, a instituit o zi specială în cursul anului prin care să-i cinstească pe toți sfinții, și cunoscuți și necunoscuți. Este vorba de prima duminică după praznicul Rusalilor, sau Duminica Cincizecimii, care este numită Duminica tuturor Sfinților. Și a fost numit, sau a fost aleasă această duminică tocmai pentru faptul că prima după Rusalii, adică după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, pentru că Sfinții nu sunt altceva decât roadele pogorârii Sfântului Duh peste omenire și în special peste cei care trăiesc în credința în Hristos, în biserică. Pe de altă parte, în legătură cu evlavia pe care poporul o are față de acești sfinți, foarte mult a contribuit și faptul că acești sfinți, mai ales cei contemporani, au intervenit în viața lor, au făcut minuni cu ei. Oamenii s-au rugat acestor sfinți, Cuviosului Paisie, Sfântului Nectarie, Sfântului Porfirie, și sfinții au făcut minuni nu doar cu grecii, ci și cu românii, poate și cu cei din alte părți ale lumii, și în felul acesta evlavia poporului a crescut pentru că oamenii au dat mărturie despre ei. Mărturiile au fost consemnate în anumite lucrări, anumite cărți, de pildă Noi minuni ale Sfântului Nectarie, există astfel de cărți. Și oamenii au conturat o tot mai sporită evlavie și e normal să-i regăsim în calendarele noastre, să-i cinstim, se fac prăznuiri solemne astăzi și nu știm dacă peste ceva timp nu vor ajunge aceste prăznuiri să fie consemnate cu roșu în calendar până la urmă. Da, pentru faptul că această cinstire devine tot mai evidentă, tot mai amplă, cu siguranță că biserica poate lua și această măsură ca ziua lor de pomenire să nu fie doar o pomenire simplă, ci una marcată prin sărbătoare, adică printr-o prăznuire mult mai solemnă și mai festivă. Părinte Arhimandrit, efectiv, într-o zi de sărbătoare a unui sfânt, mai vechi sau mai nou, ce face biserica? Cum cinstește biserica sfinții? Cum îi cinstim noi pe sfinți? La biserică sau în privat? Aș începe cu cum îi cinstim noi pe sfinți în privat. În viața noastră privată, în viața noastră particulară, noi putem cinsti chiar și pe cei care încă biserica nu îi recunoaște ca sfinți. Să ne amintim că acest lucru l-au făcut chiar și unii sfinți, și anume dau ca și exemplu pe Sfântul Simeon Noul Teolog, care a fost ucenicul unui alt cuvios, unui alt sfânt, e vorba de Simeon Evlaviosul, care trăia într-o mănăstire din Constantinopol și căruia Sfântul Simeon Noul Teolog i-a și compus o slujbă, adică cântări și rugăciuni, așa cum se face pentru orice sărbătoare, pentru vecernie și utrenie, și el, cu ocazia zilei de trecere la cele venice a cuviosului său dascăl, deci îi făcea slujba. Sigur că la început Sfântul Simeon Noul Teolog a fost acuzat pentru asta, că și-a permis, să zic așa, de unul singur să-i facă sărbătoare, dar noi, de exemplu, dacă o facem, deci, cum am zis, doar în viața noastră particulară, nu e nicio greșeală dacă avem, să zic așa, această convingere, mai ales dacă ne-am rugat unui sfânt și am simțit ajutorul lui sau simțim că avem, cum să zic, o oarecare relație cu acel sfânt. Aș da un exemplu contemporan. Unii au auzit poate de cuviosul Gerontie, cel nebun pentru Hristos, care n-a trecut de mult timp, cred că anul să se împlinesc 5 ani de la trecerea lui în veșnicie, și deja s-au publicat 5 volume cu mărturii ale diversilor credincioși din toate straturile societății care s-au rugat sau care l-au invocat pe cuviosul acesta, Gerontie, în rugăciunile lor, și care mărturisesc că au primit niște răspunsuri cum nu s-au așteptat sau cum n-au primit poate de la alți sfinți care sunt mai cunoscuți decât el. Și deci asta este, deci, prima formă de cinstire, adică în viața noastră particulară, prin rugăciune pe care le facem sau poate și prin, de exemplu, pentru sfinții care încă nu sunt recunoscuți oficial, încă se pot face parastase, pentru că spunea și dumneavoastră că la momentul canonizării, chiar în ajunul zilei de canonizare, se face ultimul parastas. Până atunci, deci se pot face parastase. Sau citeam în despre Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, că iarăși pe vremea când încă nu era canonizat, când încă nu era recunoscut ca sfânt oficial de biserică, mulți credincioși care apelau la mijlocirea lui, la ajutorul lui, făceau asta și mergând chiar acolo la catedrala din San Francisco, unde era înmormântat, și cereau unui preot să-i facă o panihidă pentru Sfântul Ioan Maximovici și, datorită acestei panihide, ei primeau după aceea ajutor de la Sfântul Ioan Maximovici. Acum trec la cinstirea sfinților, în viața noastră obștească, bisericească. Deci cum îi cinstește biserica? Biserica cinstește întocmindu-le o anumită slujbă. De exemplu, la momentul canonizării, chiar dacă nu i s-a alcătuit întreaga slujbă, adică toate cântările necesare pentru vecernie și utrenie, cel puțin i se va alcătui măcar troparul și condacul, care se și vor cânta pentru prima dată la momentul canonizării și a arătării icoanei Sfântului. Apoi, biserica cinstește prin pictarea chipului acelui sfânt, care va fi și răspândit, publicat, așa încât toți cei care îl doresc să îl aibă, să și-l poată procura. Apoi, sunt cinstiți sfinții prin faptul că după aceea, deci după canonizare, se pot construi biserici în cinstea lor sau se poate da ca și hram chiar și bisericilor mai vechi, încă un al doilea hram care să fie sfântul nou canonizat. Apoi, cinstirea sfinților se mai face și prin faptul că atunci în ziua în care se pomenește, deci se face slujba complet, adică începând de seara din ajun, vecernia, chiar cu litie, apoi dimineața utrenia și Sfânta Liturghie, și este, poate, de fapt, forma cea mai înaltă de cinstire, este tocmai săvârșirea dumnezeieștii liturghii pentru pomenirea Sfântului respectiv. De asemenea, aș mai adăuga și cinstirea Sfântului sau Sfinților și prin punerea numelui lor copiilor care sunt botezați. Am observat că, mai ales după ce s-a răspândit la noi în România cultul sau cinstirea, mai bine zis, a Sfântului Efrem cel Nou, mulți părinți au dat copiilor lor numele de Efrem. Sigur că și înainte aveam pe Sfântul Efrem Sirul, dar nu cred că datorită Sfântului Efrem Sir au început să dea acum atât de mult numele de Efrem copiilor, ci datorită Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. E un semn de evlavie și iată că, într-un fel, prin aceste nume, copiii care ajung să crească poartă în lume numele și, într-un fel, modul de viață al acestui sfânt spre slava lui Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, însă vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni aș dori să aducem în discuție, să răspundem unor ascultători, să aducem în discuție și chestiuni care nu au neapărat legătură cu prima parte a acestei emisiuni. În fiecare an, biserica noastră la 1 octombrie prăznuiește acoperământul Maicii Domnului. Este o sărbătoare veche în biserică, dar parcă mi se pare mie pusă în calendar mai recent, cu cruce roșie, prin urmare cu cinstire solemnă. O sărbătoare care îndeamnă, iată, poporul, mai ales dacă cade în timpul săptămânii, să țină această sărbătoare, să meargă la biserică, să se roage lui Dumnezeu, să fie o zi solemnă închinată Maicii lui Dumnezeu. Ce înseamnă această prăznuire? De ce este una mai recentă pusă în calendar? Ea, de fapt, exista dintotdeauna în calendarele noastre, numai că nu era înscrisă, deci, cu culoarea roșie, adică culoarea roșie însemnând că devine automat o zi nelucrătoare și o zi în care trebuie neapărat săvârșită dumnezeiasca liturghie. Înainte fiind înscrisă doar cu culoare neagră, nu există această obligativitate, ci fiecare preot, să zic așa, făcea sau nu făcea în funcție de evlavia pe care o avea față de sărbătoarea respectivă sau și în funcție de asemenea și de evlavia credincioșilor. Cred că măsura luată de Sfântul Sinod de a o înscrie ca și sărbătoare, deci cu culoare roșie în calendar, este un lucru binevenit pentru faptul că, e adevărat, avem mai multe sărbători în cinstea Maicii Domnului. Prăznuim nașterea ei, intrarea ei în biserică, adică în templu, prăznuim buna vestire, adormirea ei. Dar aceste sărbători, poate că noi le înțelegem mai puțin ca fiind sărbători care ne privesc pe noi direct, ci o privesc doar pe ea. Adică noi o cinstim în legătură cu aceste evenimente foarte importante din viața ei. În schimb, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, eu așa o socotesc ca o sărbătoare care ne arată implicarea Maicii Domnului în viața noastră. Pentru că despre ce este vorba sau care este originea acestei sărbători? Este vorba de un eveniment care s-a petrecut spre sfârșitul primului mileniu creștin, când într-o noapte de priveghere la biserica închinată ei din cartierul Vlaherne din Constantinopol, Maica Domnului s-a arătat. Bineînțeles, nu toată lumea a văzut-o, ci numai cei, cum se spune și în fericiri, cei curați cu inima, adică de Sfântul Cuvios Andrei, cel nebun pentru Hristos, și de ucenicul lui Epifanie, care a văzut-o pe Maica Domnului, acolo sus, aproape de cupola naosului, cum acoperea cu omoforul ei, cu acoperământul ei, poporul credincios care se ruga în timpul privegherii în biserică. Și asta arată că, deci, cum am spus înainte, un lucru important, că Maica Domnului, deci, se implică, să zic așa, în viața noastră, adică chiar dacă după adormirea ei ea a fost mutată la ceruri, dar ea mereu este prezentă sau se face prezentă în viața bisericii și în viața credincioșilor, tocmai prin această lucrare de acoperire, de protejare, de ocrotire. Să ne amintim că atunci când Domnul Hristos era pe cruce, Mântuitorul Hristos, ca și un fiu, să zic, grijuliu, o încredințează pe maica sa ucenicului iubit Ioan, spunându-i: femeie, iată fiul tău, și ucenicului spunându-i: iată mama ta. Arătăm prin asta că, deci, Domnul Hristos, ca orice fiu, se îngrijește de ce se va întâmpla cu mama lui după ce el nu va mai fi în viața pământească aici în lume. Dar, pe de altă parte, actul acesta este privit și din alt punct de vedere și anume, nu atât Maica Domnului avea nevoie de îngrijire, sigur că avea și de îngrijire și din punct de vedere omenesc, dar dacă ne gândim puțin mai duhovnicește, mai degrabă Maica Domnului, prin această încredințare ucenicului Ioan, devine mama nu numai a ucenicului Ioan, cum i-a spus Hristos, fiul ei, iată mama ta, ci devine mama tuturor celor care, asemenea ucenicului iubit Ioan, îl iubesc pe fiul ei și ea devine automat maica lor și ocrotitoarea lor și protectoarea lor. De fapt, în limbele occidentale, denumirea sărbătorii de acoperământul Maicii Domnului este tradus cu la protecțion, adică protecția pe care o oferă Maica Domnului credincioșilor, fiilor iubiți ai Domnului Isus Hristos. Și de aceea, deci, sărbătoarea aceasta ne face să ne amintește că avem pe cineva care mereu are grijă de noi. Și de aceea și noi, de exemplu, spunem într-o rugăciune, toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău. Și cred că pentru lumea de acum care trece prin tot felul de tulburări și greutăți și probleme, este important ca să amintească oamenii că avem totuși un acoperământ, o protectoare, o ocrotitoare care totuși nu ne va lăsa, așa cum se cântă în ultimul stih al acatistului ei de la adormire, bucură-te cea plină de har care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi sau nu ne părăsești pe noi. Deci Maica Domnului nu ne părăsește și aceasta ne arată foarte clar praznicul acoperământul Maicii Domnului. Părinte Arhimandrit, minunea cu acoperământul Maicii Domnului s-a petrecut în Constantinopol, într-un cartier al acestui mare oraș, al capitalei Imperiului Bizantin, anume Vlaherne, cum ați amintit. În mentalul colectiv al Bizanțului, al bizantinilor, cetatea mare era păzită de Maica Domnului. Se desfășurau procesiuni impresionante pe străzile acestui oraș, în fruntea cărora se găsea chiar împăratul. În primejdii, când cetatea era împresurată, Maica Domnului era socotită ca apărătoarea cetății. O numeau ca un fel de general, generalisima împărăteasă, care ea cu puterea ei apără marea cetate de către cotropitori. Există reflectat această idee chiar în imnografie. La Sfântul Andrei Critanul, în Canonul cel Mare, găsim mereu ideea aceasta a cetății de Dumnezeu păzite de Dumnezeu, păzite de Maica Domnului. Prin urmare, aveau bizantini această idee că Maica Domnului ocrotește acea cetate. Probabil că astăzi am pierdut această conștiință. Noi ne apărăm cetățile singuri, avem armată, avem soldați, nu mai apelăm la Maica Domnului să apere orașul, prin urmare, eventual doar în plan interior ne mai raportăm la ea ca o apărătoare de furia demonilor, de grijile care ne împresoară, o invocăm să ne acopere, să ne păzească, să ne întărească, dar în vremea aceea, când s-a petrecut minunea, Maica Domnului intervenea mult mai evident, să spunem așa, în viața lor. Da, pentru că sigur că atunci societatea era altfel, să zic, structurată sau avea o altă mentalitate, vorbesc la general, pe când acum știți că suferim de această mare boală a secularizării și de împingere a religiei sau a credinței religioase în viața privată. Tot mai mult se caută ca manifestările religioase să aibă un caracter privat și nu unul comunitar sau obștesc. Sigur că mai există încă, slavă Domnului, mai există încă comunități care nu se lasă biruite de acest curent secularist și care încă își mai manifestă credința și evlavia comună în Maica Domnului. Vine acum aminte, de exemplu, orașul Târgoviște, care, din câte știu, este închinat Maicii Domnului și el și o prăznuiește pe Maica Domnului și a devenit praznicul nașterii Maicii Domnului ca și sărbătoare a orașului Târgoviște. Și cred că mai sunt și alte localități în care Maica Domnului este cinstită. Deci nu numai în viața, să zic, mai retrasă a bisericii, ci chiar și la nivelul acesta public al orașului sau al comunei. Noi vorbesc de insula Tinos din Grecia, unde întreaga insulă prăznuiește ziua Maicii Domnului, să spunem așa. Da. Ceea ce este trist că de multe ori liderii care conduc anumite comunități orășenești sau comunale, ei nu mai au inițiativa celebrării așa publice și fastoase a Maicii Domnului, de teama de a nu fi considerați că n-ar fi imparțiali sau pentru faptul că iarăși este acum la modă să fim corecți politic, adică să nu cumva să ținem partea cuiva. Și atunci, din cauza faptului că deci, dacă liderii locali, deci, cum spunem noi, nectenii mai mari orașelor și ai satelor, nu au acest curaj de a-și manifesta credința pentru că ei, de fapt, o au, atunci asigur că uneori aceste manifestări suferă de oarecare slăbire în ce privește manifestarea. Dar totuși, în țările cu populație încă majoritar ortodoxă, astfel de manifestări încă există și, deci, încă Maica Domnului putem spune că este cinstită. Dacă ne gândim, de exemplu, la marile sărbători închinate Maicii Domnului, cea mai mare este adormirea Maicii Domnului. Vedem că, totuși, aproape în toate țările ortodoxe este o sărbătoare legală, oficială, adică toți oamenii au zi liberă de muncă și foarte mulți merg la biserică, foarte mulți merg și la mănăstiri, merg și în pelerinaje și aceasta arată totuși că încă Maica Domnului are un loc special în sufletele oamenilor. Da, Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune. Anul 2023 în Patriarhia Română a fost dedicat, cum am mai spus în cadrul întâlnirilor noastre, pastorației persoanelor vârstnice, dar și, să zicem, comemorării sfinților imnografi, acelor categorii de sfinți care au contribuit la dezvoltarea imnografiei bisericii. Iată, biserica are și o asemenea categorie de sfinți, sfinții imnografi. Este o harismă capacitatea de a transpune poetic și ideatic un adevăr de credință, un fapt petrecut în viața unui sfânt sau alte lucruri care țin de învățătura de credință a bisericii, ca biserica în felul acesta, prin aceste imne, să laude pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe sfinți. Biserica are și asemenea sfinți, poate că poporul îi cunoaște mai puțin, dar biserica, iată, prin anul acesta a căutat să-i pună în relief, să-i pună în atenția poporului, ca în felul acesta să fie mai bine cunoscuți și poporul să ia aminte la realizările lor. Ce înseamnă ei pentru noi? Ce au făcut pentru noi? Cum ne raportăm la ei? Cred că pentru a înțelege mai bine valoarea acestor sfinți imnografi, adică alcătuitori de cântări în cinstia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a sfinților, l-aș pomeni pe psalmistul David. Cred că el este, într-un fel, putem să-i spunem, primul imnograf, pentru că el a alcătuit aceste minunate rugăciuni, psalmii, care, vedeți, sunt folosiți de atunci, dinainte de Hristos și până în ziua de astăzi, cu aceeași credință și cu aceeași dragoste de către oameni. Și psaltirea, am putea spune că este poate cea mai importantă carte de rugăciuni a credincioșilor. Și cred că dacă regele David n-ar fi avut de la Dumnezeu această inspirație de a scrie acești psalmi, cred că importanța lui sau valoarea lui, așa să zic, pentru istoria bisericii creștine ar fi una mult mai mică. Adică numai pentru faptul că a fost rege și a făcut ce a făcut, cred că ar fi fost prea puțin. Poate cea mai mare valoare îi se dă personalității regelui David faptul că a compus acești psalmi inspirați de Dumnezeu și că el a fost un organ al Duhului Sfânt prin care au fost compuse și transmise aceste rugăciuni duhovnicești deosebite. La fel și ceilalți sfinți imnografi, dintre care aș aminti pe câțiva, poate și pe cei mai cunoscuți, Sfântul Roman Melodul, care a compus condacele și coasele nașterii, spun la plural pentru că noi azi în cartea de cult, adică în Mineu, pe decembrie avem doar un condac și un icos, dar de fapt acolo era vorba de 24 de condace și icoase și apoi am mai avut și altele, sau Sfântul Ioan Damaschin, care a compus toate cântările legate de cele 8 glasuri pentru ziua liturgică a Duminicii, apoi Sfântul Iosif, imnograful, care a compus o bună parte din cântările triodului, sau, aș aminti eu, și pe Sfânta Casiana, care acum este chiar și trecută în calendar, care a compus o stihiră minunată care se cântă miercuri la Denia de mari seara, de fapt din săptămâna Sfintelor Pătimiri, și mulți alți sfinți care au compus astfel de imne au mare valoare pentru biserică, pentru faptul că din totdeauna cântarea bisericească a făcut ca și adevărurile de credință, dar și evlavia să ajungă mai bine până la sufletul omului, pentru că întotdeauna cântarea ajută la transmiterea lucrurilor frumoase, pentru că întotdeauna muzica, de fapt, atinge mai ușor inima omului. Și spunea un avă din Pateric că cel care cântă în biserică, cântările care le avem în cult, deci, de fapt, se roagă de 2 ori. Asta era expresia. Cel care se roagă cântând în biserică, la slujbe, de fapt se roagă de 2 ori. Adică rugăciunea lui este dublă, este îndoită. Se roagă și el, dar și poporul se roagă mai bine atunci când aude aceste cântări, bineînțeles cântându-se și de către cineva care poate să le interpreteze nu numai cu gura, ci și cu inima, îi poate impresiona pe oameni și poate să îi ajute și mai mult în înălțarea sufletului lor către Dumnezeu. Da, Părinte, sunt lucruri importante acestea pe care ni le-a spus, sunt importante pentru viața noastră, pentru a le cunoaște și de aceea eu vă mulțumesc pentru cele pe care ni le-ați împărtășit, sperăm că au fost și de folos cele care ne-au ascultat. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălina Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.